Salut băi sacalilor, ce faceți? Dacă mă uit în ochii tăi pot spune că ești un om foarte fericit, pentru că în sfârșit este sâmbătă și te bucuri de weekend, pentru că tu ai școală și eu nici măcar n-am început facultatea. Trebuia să rădora cât de voi, bă, că toată viața mea m-a așteptat să scap de școală cum ar veni. Și bine, mai am și persoane mai în vârstă care probabil acum abia au terminat serviciu când postez eu asta și abia mâine se odihne și de luni iar la muncă. Ce bine sunt eu! Videoul ăsta este făcut cu ajutorul destinului meu, care tot îmi băga videoclipul ăsta la recomandate, bă, și am zis, bă, nu, trebuie să mă uit și eu să văd, să fac un video. Trebuie să faceți un gest umanitar și să vă activați clopoțelul, vă jur. Vreau să primiți notificare când postez, bă, vreau să fiți fericiți când postez, bă, și un like și hai să vedem mâncare, că mie îmi place mâncarea. N-am crezut vreodată în viața mea că o să reacționez la prăjituri realistice care arată ca obiectele de zi cu zi. Deci este extraordinar, mă simt împlinit. Bine, aici avem o cioată. Mamă, zici că e ciudată, mamă, de aia de copac, așa să... Mamă, ciudă-i ce... Mamă, deja e ciudat să mă uit la așa ceva. Mamă, și... Vezi... Mamă, ce băută mi s-a făcut! Mamă, hai ca asta cu Doritos, bă, dă-o încolo, zici că-i pungă să mor! Mamă, mamă, tu dai seama să fii bucătarul ăla care lucrează la cantina aia așa obosită. Să fii acolo, bă, să stai ore întregi să faci prăjiturile astea, să arate cât de reale poți și după să-l vezi pe unul cu o ia așa și mamă, ce tare e! Bum! Bun, s-a terminat cu ea. Mamă, că zici că, wow, ce-aș mânca o guriță din cafeluța aia. Vai, vai, vai. Mamă, mamă, lingete, mă. Băi, dă-o încolo. Nu, 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 nu. Este, nu, 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 nu. Deci vreau să știu și eu cum au făcut chestia asta, să arate așa de aluminiu. Mamă, să vezi că stai să scrie aici, micuță, spirling, mirling, water, 5%, mamă, și vezi că vine așa cuțitul de la teleshopping, pam, și tai așa, bun, nu. Bă, dar e foarte, nu știu cum să spun, satisfying, așa, satisfăcător. Mamă, să vezi că are și ciocolată pe de... ce-mi place ciocolata. Mamă, s-a terminat, gata. Aici avem o cutie cu ouă, nu știu că știați, dar în 2019 nu găina mai două, ci ouăle se fac așa, gen direct în cutie, se asamblează direct cum ar veni. Și dacă dau mai jos, fac eu o prăjitură. O prăjitură foarte bună. Mamă, Jordan, mamă, deci știi cum aș mânca? Deci cred că aș încerca să o așa în mână și aș mușca din ea așa direct cum ar veni. Știi, să fiu așa plin de ciocolată, tot așa, se iasă ouăle așa plin. O lămâie care are până și bătăturile astea, pe are și celulită pe ea lămâia asta. Și dacă dau mai jos văd că e de fapt o prăjitură cu lămâie. Băi, eu nu înțeleg cum ce-o stat ăștia, bă, să se facă răchină de asta, să jegoșească așa lămâia. Cum? Mamă, și l-o și țuguiat aici, bă, cum? Câți oameni au răbdare asta, bă, aia cu bucătarul. Acum, fără glumă, asta să fie meseria ta, bă, gândește-te să stai într-o bucătărie câte 12 ore, să faci mâncare, să vezi cum vine unul și într-o secundă ți-o rup prăjitura la care s-a 12 ore, bă, e imposibil! Extraordinar, extraordinar, pe asta cu Doritos-o am văzut-o, pe asta cu cafenea am văzut-o, pe asta cu bere am văzut-o, pe asta cu așa am văzut-o, pe asta cu căpșuna am văzut-o, pe asta nu am văzut-o, este o sticlă perfectă de nu știu ce e asta, eu nu beau, e apă, sigur e apă, deci acolo e apă, acolo e apă. Bă, și cum a făcut, bă, ce fel de material eu fi pus să lucească așa lumina în el și cum a făcut pătura asta de aceasta, o beșarfa aia, ce-o fi, ce se pune la apa asta, că nu știu. Uite cum a început aici, au făcut așa frumos, acolo jos au făcut frumos, da, au făcut texturi tot. Au urcat, au stat omul să scrie, să facă toate porcăriile astea, s-au urcat până aici, da, au făcut lumina, tot, au făcut tot aici, exact. Și s-a dus mai sus și aici s-o plictisit, știi, și eu zic, bă, eu nu mai pot, eu plec acasă că mi-e foame, am copii, mi-e foame. Da, s-a necat ca țiganul la mal, practic, zici că eu cu videoclipurile mele, bă, la început le fac așa și pe măsură ce dacă vă uitați pe la sfârșit, deja încep să nu mai fie editate, fără cadru, fără nimic. Du-te, bă, de aici, e imposibil, mă. Cum, bă, să faci asta de copac, așa că dacă mă uit prin spate, sigur are și muși copacul ăla, știi, de-ți arată pe unde să mergi, are niște frunze, niște pe acolo, știi? Acum, ca să fiu un bulangiu, pot să zic că putea să mai insiste un pic pe ei, să facă mai netedă, mai frumos, mai textura, mai lemnos, mă înțelegi? Măi, artistule plictisicești. Știi aici cât o stat omul la crusta asta pe care o iau și o bag o dată în gură, știi? Și s-a dus bucățica asta de ciocolată sau ce-o fi asta, știi? Și aici, un 6,5 cam așa, ca la Masterchef, așa, știi? Aici e geanta în care Andreiuț probabil și-ar fi pus cărțile de română și de matematică, dar bum, mama sa i-a tăiat-o și a dat o prăjitură la el că era foame. Și uite așa, Andreiuț nu și-a mai luat cărțile cu el ca să nu care ca prostul degeaba și a mâncat, s-a simțit bine, a mers sătul la școală, a luat autobuzul, s-a întors, s-a mai rămas cu o bucată. Mamă, John, ce-a făcut aici? A zis că e turnul geamăn, așa, geamăn, sus, l-a înălțat, i-a făcut floarea, bă, i-a făcut poza, bă, decapitat-o, bă. L-a făcut din marmură, bă, deci că e marmură, cum am avut eu pe la biserică, că mă, bă, de vă jur, e foarte interesant. Uitați, copii, ăsta e singurul mod prin care puteți să mâncați și voi avocado, dacă e o prăjitură, că asta nici măcar nu-i pâine, e prăjitură și asta nu e avocado, e prăjitură. Adică când e mama ta la serviciu, îi dai poze, zice, ia uite, mamă, ce mănâncă copilul tău, mamă, zice, a, ce copil deștept, am ia 10 lei și mai ia, știi? Și tu îți cumperi geleuri de la magazinul de la colț. E gândită faza. Vă zic de pe acum că dacă aveți milă pentru animale, să vă acoperiți ochii, că ce o să urmeze o rază de spică. Ce-aș gusta din rățuș ca asta. Poți să fii vegan, vegetarian, dar din asta tot ai mâncat. Cum o fi arața, dar tot ai gusta o rață așa la cuptor, știi? Ce ziceți, băieți, ăsta e singurul mod prin care putem ne permitem și noi bani, că bine, cred că costă toți banii de acolo să faci porcăria asta să arate așa, gen prăjitură, știi? Jur că peștea nu i-aș mânca, peștea i-aș ține așa, adică nu știu, chiar m-ar dărea un pic inima să mănânc așa $100, că mie foame, știi? Păi dar lasă-i acolo, boss, că fac un pic foamea și după mi-au și eu Gucci, știi? Bucătarul ăsta cred că era mai la început, cred că mai la început de când s-a lansat telefonul ăsta. Cam așa, că nu-i chiar așa realistic. E butonul de sunat aici cât capul meu. Și ne muncă, bag așa capul direct, sun cu capul, cu nasul, sun, nu mai apăs cu degetul. Mă lua să-i dau un 5, așa, nu mi-a plăcut. Da, ăsta nu e realistic, ăsta e prăjit așa, ăsta e o de asta, știi, cu bric, cu cărămidă de văd în fața blocului. Da, 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 aici happy birthday Mauro. Ce Dumnezeu asta abarna. Bă, la început a fost mai fain, dar pe final eu lăsat pe ăștia începători așa și ce să văd, de asta, uite, de asta au pus o cărămidă. Dar păi bă frate, mă duc în bucătărie, pun așa o dără de ciocolată, una de vanilie, fac într-un pătrat și tu zici, de ce e asta? Zic, bă, e un dulap ăsta, bă, un dulap din 1934 cu... Sper că vi s-a făcut și o postă de mâncare. Nu uitați, dați un follow pe Instagram la Hitulez. Mulțumesc pentru aproape 1 milion de vizualizări la piesă, ăștia care ați mai rămas până aici. Activați-vă neapărat notificările. Și vă zic pe final că mai sunt cu ăștia așa, știi cum ar veni ăia de la oră, că când se termină ora pleacă imediat și mai rămân ăștia mai tocilare, așa, mai vorbesc cu proful. Cam așa sunteți și voi cu mine, știi? Ăștia ca... Așa că ăștia tocilarii care au rămas pe final, băi, eu o să mă mut zilele astea. Să-mi spuneți dacă vreți să fac un vlog cu un nou apartament, că până trebuie să-mi pun acolo birou, monitoare, scaune, unboxing și vreau să vedeți și voi dacă, adică să-mi zice dacă vreți să fac. Să-mi fie dor de camera asta, mamă. Uite unelul meu frumos, căștile care cad de acolo, de sus căștile lui Dumnezeu, aici am background-ul meu, peretele meu care a fost pictat în atât timp, mamă, da, să-mi fie dor. Da, să-mi lăsați în comentarii, vă pup că deja nu mai am baterie la cameră și să aveți o zi frumoasă și vă pup, fratele vostru, ce să mai zic. Bye.